Pare, zice Domnul, ești tu astăzi un fiu al păcii sau semanagobel menegladobel, un fiu de război și paragot emeneglaitobel semenas. O, zice Domnul, vreau să înfăptuiești pacea, zice Domnul, amin, dintr-o inimă sinceră și curată și managobel maneglaiet. Și iată așa, izvor de apă vie va curge cu putere. El comanet sabrui temeniglai tovert. Fiindcă iată în cercetarea făcută, jemenegrod evelegraiet. Găsit am în multe corturi tulburare, zice Domnul. Et comenta glaidiș menevol se bruiet ceartă, zice Duhul Sfânt. Et omane gladoș menegato velt. Soț și soții, zice Domnul, semanagrod evelegraiet, care iată semene gober jemene gradiovel se bruiet, nu se mai unesc ștebradio cantamena vol se bruiet în rugăciune, și vrășmașul are putere să aducă tulburări, semene volte grad și dacă este cu putință să fure dragostea. O, zice Domnul, ești chemat la luptă în vremea aceasta. Semantie paragot meniot felegraiet. Să te lupți în lupta cea bună, zice Domnul. Erode menigladovel se bruite meniglat. Să răspândești miriasma lui Hristos. Dacă vrei să ai parte de binecuvântări, zice Domnul, cerește-și dobere glodevelt. Căci iată toate aceste lucruri trecătoare vor trece și vor pieri. De gobel jemen gote mene vol se bruiet. Dar iată comoara voastră să fie sus și te mai rog de niglai dobel se bruiet. De aceea tânjiți în vremea aceasta după pace, dragoste. În omere mene la dobel și iată, așa veți putea rămâne în picioare. E glorios de mene vol se bruiet, căci vin vremuri grele, zice Domnul. Estomene gober meniglai, și dacă nu ești un fiu al păcii, vei cădea. Estomene gober vei, dar iată, fiindcă te iubesc, poporule, zice Domnul. Te chem în vremea aceasta mai aproape de cuvânte și paragostei. Te chem să zidești alătare, jebrai, domeniglai, domeniglai, și iată, focul Duhului Sfânt va arde cu putere. Amin. Și chiar și tu, poporule, din loc vei simți, aleluia, lucrul acesta. Aleluia. Dacă vei asculta astăzi de glasul Duhului Sfânt. Aleluia. Amin. Amin.